Vă salut cu drag și dor, Biserica Via. Nu știu din ce categorie faceți voi parte, dar eu sunt dintre cei care, până acum, în această perioadă de distanțare socială, nu au descoperit nimic nou legat de ei înșiși. În primele săptămâni, refrenul pe care îl auzeam constant era: acum e timpul să faci ceva nou, să faci ce-ți place, să îți redescoperi pasiunile și hobby-urile. Ori multe lucruri care îmi plac și de care sunt pasionată presupun deplasarea de la domiciliu și opțiuni care nu se regăsesc în declarație. Cu siguranță sunt oameni cărora această perioadă le prinde foarte bine în sensul redescoperirii de sine și cred că în orice etapă prin care trecem putem scoate lecții de viață care să ne ajute mai departe pe drum. Chiar dacă nu am descoperit nimic nou despre mine, aceste luni sunt o ocazie bună de a învăța să mă bucur de zile trăite simplu, într-un ritm simplu, într-o rutină foarte simplă. Îmi place agitația, îmi place ritmul alert de viață. Asta mă dinamizează și mă mobilizează. Dar acum învăț că viața poate fi trăită altfel. De dragul interacțiunii cu voi, v-aș provoca și pe voi să vă gândiți puțin la noul mod de viață și la felul în care se scurg zilele acestea pentru voi și să scrieți un comentariu cu un cuvânt, un singur cuvânt, care să descrie bine perioada asta pentru voi. Cum ați caracteriza, într-un cuvânt, lunile de distanțare socială așa cum le resimțiți voi? Pentru mine, cuvântul este simplu. Au trecut sărbătorile pascale și le-am celebrat într-un mod mai simplu cu toții. Nu ați simțit că a fost ceva cu totul special, în ciuda restricțiilor? Ca și cum am fost legați în casă, restricționați în ce privește relațiile și prietenii și familia, restricționați în libertatea de mișcare, dar cu inima și mintea mai eliberate și mai disponibile să cugete și să caute esența sărbătorii. Pentru mine, învierea e sărbătoarea cea mai plină de bucurie și semnificație, iar anul acesta, prin simplitatea felului în care am celebrat-o, a căpătat valențe noi. Așadar, învăț că simplificarea vieții sau ritmul mai lent îmi îmbogățește de fapt viața, nu mi-o sărăcește. Un alt lucru pe care îl învăț, acum că zilele se compun din lucruri mai simple, într-o succesiune mai simplă, este că orice lucru care nu mă apropie de el, îmi distrage atenția de la el. Auzisem lucrul acesta chiar la începutul pandemiei. Mi-a rămas în minte și funcționează ca un filtru când vine vorba de ce vizionez, ce ascult, ce citesc în perioada aceasta. Pentru că lucrurile astea simple, ce și câtă presă citesc, la ce mă uit, poate că par a fi alegeri simple, dar ele vor determina felul în care voi ieși din această perioadă. Mai gol, mai îngrijorat sau mai viu și mai plin de bucurie. Orice lucru care nu mă apropie de Dumnezeu îmi distrage atenția de la El. Și pentru că urmează să petrecem un timp de rugăciune în familiile noastre, aș vrea să aduc în atenția voastră doi oameni a căror viață a devenit, din anumite perspective, mai simplă datorită reducerii drastice a întâlnirilor față în față, cu indivizi, grupuri, echipe, simplitate de care în mare parte se bucură, dar din altă perspectivă, pe măsură ce trec zilele, dorința de a reveni la normal se accentuează. Ați ghicit? Mă gândesc la Rei și Teo. Nu știu dacă ați încercat să vă puneți în papucii lor, dar eu nu-mi imaginez cum este să împarți cuvântul săptămâni la rând în fața camerelor, cu scaunele goale în fața ta, fără vreun feedback imediat din partea audienței, fără bucuria revederii la față cu cei din comunitate. Și astea sunt doar câteva aspecte. Am citit un studiu realizat în state privitor la percepția pastorilor asupra schimbărilor ce afectează biserica în perioada asta. 400 de pastori au răspuns la câteva întrebări, printre care și aceasta. Care sunt presiunile pe care le resimțiți în perioada aceasta? 53% au menționat aspecte relaționale. Ce provocator și dificil este să întreții relația cu membrii, comunitatea, cum să facilitezi
accesul persoanelor mai în vârstă la mediul online. Alte aspecte percepute ca presiuni au fost consilierea spirituală la distanță, finanțele bisericii, incertitudinea legată de impactul sau eficiența programelor online, sentimentul personal de inadecvare. Așa că, poate pentru ei viața este mai simplă, dar nu este neapărat mai ușoară. Haideți să ne rugăm pentru Rei și Teo. Dacă nu sunteți din Via, rugați-vă pentru pastorii voștri. Să ne rugăm pentru protecție asupra lor și asupra familiilor lor. Să ne rugăm ca în toată perioada asta Dumnezeu să-i împrospăteze, să-i revigoreze, să le fie lumină și călăuză și atunci când vom reveni, ei să fie mai plini de El, iar noi să fim motivați și încurajați de asta. Rămâneți cu bine! Pe via Lui, în via Lui!